Cum e, Moise? Bag de seamă că în dimineața asta ai băut cafeaua în biroul procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Ziua bună! Bună dimineața, Dinu! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Da, o cafea cam dulce, dacă mă întrebați după gustul meu. Auzisem că e cu lacrimi de corup, că... Nu știu. Bună dimineața, doamna Kovesi. Bună dimineața. S-au terminat lacrimile de corupție. De ce e dulce? Da, nu mai plâng corupții pe la DNA. Nu. Sunt mai mult la televizor în ultima perioadă, dar o să vorbim și despre asta. Nu știu dacă ați auzit știrile mai devreme, ați dat lovituri de stat în ultima perioadă cu dosarul Belina, aș vrea să vorbim puțin și despre asta, dar înainte de asta, pentru că e o emisiune radiofonică, să-mi dați voie să prezint un pic locul, că nu știu să se mai fi făcut o emisiune în direct din biroul dumneavoastră vreodată, știu că ați mai dat interviuri, dar emisiune în direct nu. E un birou destul de mare, mă rog, aveți loc să alergați lumea pe aici, văd ce aveți și o masă destul de mare acolo. La masa aia țipați noastră la procurori și ei vă înregistrează și vă dau la televizor? Da, sunt mai multe mese în DNA, sunt mai multe birouri unde stăm de vorbă cu colegii. Ok. Da, dar știți, asta e o treabă serioasă cu procurorii și cu înregistrările de la televizor. Deși dumneavoastră ați negat că ar fi autentice astfel. Sau asta e masa la care faceți presiune asupra celor de la Inspecția Judiciară? Este o masă la care stau de vorbă cu colegii și discutăm despre problemele pe care le avem în activitatea noastră. Discutăm despre resursele de care au nevoie, despre ce avem nevoie atunci când investigăm dosare penale, ca să facem treaba cât mai bine. Ok. O să vorbim puțin și despre rolul procurorului șef într-o anchetă penală, dar înainte de toate aș vrea să discutăm, că tot am ajuns în zona asta, să discutăm despre acuzațiile destul de publice în momentul de față și de meciurile pe care le aveți cu Inspecția Judiciară. E un conflict între DNA și Inspecția Judiciară, un conflict în interiorul justiției. Știți, o situație oarecum diferită, adică nu e ca și cum un inculpat v-ar acuza de ceva. Nu cred că există o acuzație formulată că DNA este în conflict cu una dintre instituții sau eu sunt în conflict cu vreun conducător de instituții. Se încearcă crearea în spațiu public a unui conflict artificial. Dar haideți să luăm, dacă vorbim de Inspecția Judiciară, să luăm lucrurile pe rând. Doar să explicăm bine, pentru că trebuie să fiți conștientă de faptul că oamenii nu înțeleg ce e Inspecția aia judiciară. Da? Bun, haideți să explicăm ce înseamnă Inspecția Judiciară. Inspecția Judiciară este o instituție care este formată din procurori și judecători, care pe o perioadă de 6 ani de zile cercetează procurorii și judecătorii care încalcă legea și comit abateri disciplinare sau încalcă codul deontologic. În momentul în care funcționează pe lângă CSM, funcționează pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii și sunt independenți în activitatea lor. Acesta este o, dacă putem spune, principala atribuție pe care are Inspecția Judiciară. Inspecția Judiciară își îndeplinește atribuțiile prin diferite tipuri de controale. Controale tematice, controale de fond sau controale punctuale pe anumite lucrări. Atunci când o persoană este nemulțumită de activitatea unui procuror sau consideră că un procuror a încălcat legea în, eu știu, într-un dosar penal, se poate adresa Inspecției Judiciare, care declanșează o verificare cu privire la situația care este reclamată. Dumneavoastră la DNA câte verificări ați avut anul ăsta de la Inspecția Judiciară? Anul ăsta am avut peste 43 de verificări și anul trecut am avut peste 83 de verificări. Deci într-un an jumătate am avut peste 130 de controale din partea Inspecției Judiciare, controale punctuale, controale tematice și un control de fond. Controlul de fond fiind cel care a fost cerut de Ministrul Justiției, da, la începutul verii. Da. Deci e ceva curent, eu știu, să fiți verificați de Inspecția Judiciară. Singur, este o activitate normală pentru noi, nu este ceva deosebit când vine Inspecția Judiciară și te verifică. În fiecare an, la începutul anului, se stabilesc anumite controale și în decursul anului, pe lângă acele controale, se mai fac și alte controale dacă sunt sesizări în plus. Pentru noi, cel puțin în ultimul an jumate, au fost controale foarte dese. Au fost foarte multe sesizări care s-au făcut la Inspecția Judiciară, au fost controale tematice pe dosare vechi dispuse de conducerea inspecției. Vreți să spuneți că în ultimul an și jumătate au fost mai multe controale decât erau înainte de ultimul an și jumătate? Nu, m-am referit la ultimul an și jumătate pentru că în spațiu public s-a încercat acreditarea acestei idei că DNA-ul nu a fost controlat. Ba, am fost controlați de peste 130 de ori. chiar dacă nu a fost un control specific de management, dar de fiecare dată s-au verificat modul în care procurorii au lucrat în dosare, dacă s-au respectat dispozițiile legale, modul în care s-au repartizat dosarele. Deci sunt peste 130 de controale făcute, deși s-a încercat acreditarea acestei idei că noi nu am fost controlați. Am fost controlați de foarte multe ori. Ok. Hai să vorbim puțin de inspectoarea Focică. Deci a fost o inspecție, din ce am înțeles eu, care a venit pe fondul ordonanței, anchetei referitoare la ordonanța de urgență 13. Da, da, aș vrea să lămuresc puțin lucrurile, că este o confuzie. Sunt două controale diferite. Controlul de fond la DNA și controlul care a vizat modul în care procurorii din DNA au instrumentat dosarul care a avut ca obiect ordonanța 13. Sunt două chestiuni total diferite. Haideți să începem cu cel care vizează dosarul privind ordonanța 13. S-a făcut o sesizare împotriva noastră la Inspecția Judiciară pe data de 1 martie. A fost desemnată o echipă de inspectori care s-a prezentat în DNA. Acea sesizare m-a vizat inclusiv pe mine și alți 3 procurori din DNA. Potrivit legii, inspectorii care fac verificările prealabile sunt obligați să-ți ceară un punct de vedere. Deci dacă este o sesizare făcută împotriva ta ca magistrat, obligatoriu inspectorii îți cer un punct de vedere cu privire la situația la care se fac verificările. În primăvara acestui an s-a prezentat echipa de inspectori, au solicitat documente, au cerut puncte de vedere, mi-au cerut și mie punct de vedere, am trimis chiar și un punct de vedere scris de 53 de pagini în care am explicat ce s-a întâmplat. Și sigur că atunci când mi-am explicat punctul de vedere, am spus că procurorii din DNA au acționat legal, că nu s-a încălcat legea, că am făcut aceleași lucruri care se fac în mod obișnuit, că în situații similare s-a procedat la fel și înainte de a veni eu procuror șef în DNA au fost acest gen de dosare și la fel s-au instrumentat și s-a dat soluție și în mandatul meu la fel s-au instrumentat aceste dosare. Deci sigur că aceasta era prima situație pe care trebuia să o lămurim. Apoi s-a lămurit ce a făcut fiecare, începând de la procurorul șef până la procurorul care a instrumentat dosarul. În legătură cu actele făcute de, nu știu, angajații ai statului în cazul ordonanței 13, da? Da, cea care a dezincriminat noaptea ca hoții, abuzul în serviciu și... Da, am fost verificați ce am făcut în dosar. Dacă am făcut audierile conform legii, dacă am înregistrat dosarul conform legii și când mi-am exprimat punctul de vedere, sigur am spus că noi am acționat potrivit legii, că nu am încălcat niciun fel de lege făcând acest lucru. Și totodată am spus că este imposibil să rețin sarcina unui procuror că n-a reținut cu o anumită dispoziție din lege sau că se va da o decizie de către Curtea Constituțională peste o săptămână sau peste 3 săptămâni. Deci până la momentul la care a apărut o decizie a Curții Constituționale, noi am respectat legea în totalitate. După acea decizie a apărut, sigur am respectat legea cu modificările pe care decizia Curții Constituționale le-a adus sau adăugirile care le-a adus. Ce este important de spus și am spus și în punctul meu de vedere, că la momentul la care Curtea Constituțională s-a pronunțat, DNA închisese dosarul. DNA a dat soluție de clasare și a declinat dosarul la parchetul competent pe o infracțiune care era de competența acelui parchet. Deci, categoric mi-am exprimat acest punct de vedere și am spus că nu am greșit. În scris? Sau ați vorbit așa hotărât cum vorbiți acum cu mine, cu doamna Focică, stând în locul meu aici? Potrivit legii și a regulamentului de efectuare a inspecțiilor, pot să exprimi un punct de vedere verbal sau scris. Am avut o discuție cu Inspecția Judiciară, am exprimat un punct de vedere verbal și le-am solicitat să-mi dea un termen pentru că am dorit să trimit și un punct de vedere scris. Și am trimis și un punct de vedere scris de 53 de pagini. Doamna Kovesi, există o înregistrare cu o discuție dintre doamna procuror Focică de la Inspecția Judiciară și adjunctul Inspecției Judiciare, din care se poate trage concluzia că dumneavoastră ați făcut presiune asupra acestei doamne inspectoare. Bun. În primul rând, nu știu cât de autentică este acea discuție, nu știu cine sunt protagoniștii, se presupune că sunt anumite persoane. Am citit și eu redarea acelei discuții, nu apare numele Kovesi în acea discuție, nu se spune Kovesi a făcut, Kovesi n-a făcut. Este o discuție între presupuși 2 inspectori. Tot din spațiu public am aflat că această discuție ar fi fost undeva în luna iulie, nu știu. Nu este confirmat oficial de către nimeni, însă sunt convinsă sau cel puțin așa cred, că șeful Inspecției Judiciare, în momentul în care un inspector se prezintă și spune că cineva a făcut presiuni, a doua zi era obligat să dispună un control cu privire la acea situație. Ori aici vorbim despre o înregistrare presupusă a fi fost făcută undeva în luna iulie și despre care se vorbește doar în luna septembrie. Mă întreb de ce dacă a existat acea înregistrare, dacă a existat această discuție, dacă cineva s-a plâns că s-au făcut presiuni, de ce nu s-au luat măsuri timp de 3 luni de zile? Pentru că în această perioadă, inspectorul șef a desemnat acel inspector în echipa de inspecție la DNA. Cealaltă inspecție. Da, cea pe activitatea de management. Sunt două inspecții diferite, da, pentru că s-a creat o confuzie între inspecția care vizează modul în care am instrumentat dosarul cu OUG-13 și controlul de fond dispus la DNA. Putem să recapitulăm puțin? Da. Deci la începutul lunii iulie, inspecția pe cei 3 procurori, dacă nu mă înșel, care au lucrat la ordonanța, la ancheta privind ordonanța 13, se încheiase? Se încheiase. Noi am primit o rezoluție cu data de 31 mai, când s-a stabilit că se începe etapa cercetării disciplinare. Se încheiase etapa verificărilor prealabile și a început o nouă etapă, și anume acea a cercetării disciplinare. Bun. Deci, la sfârșitul lunii mai, inspecția terminase controlul privind ordonanța de urgență 13. La începutul lunii iulie, prezumăm, nu știm cu certitudine. Să spuneți că nu știți cine a făcut înregistrarea aia și... Ei, nu știu, și-a asumat cineva oficial cine este în înregistrare, eu nu știu. Poate că este o asumare oficială, dar eu nu știu de ea. Din ce știu eu, există o plângere penală la parchetul general care a declinat către DNA. N-a ajuns la DNA? Nu știm acest lucru în mod oficial. Am citit în spațiu, am luat la cunoștință din spațiu public de acest lucru. Bun, ok. Deci la începutul lunii iulie, doamna procuror Focică, care lucrase la inspecția privind ordonanța 13, are o discuție cu adjunctul Inspecției Judiciare, în care mărturisește că se teme pentru viața și slujba domniei sale, sau mai știu eu ce. După care, când începe controlul pe fond la DNA, pe management? Controlul a început în data de 17 iulie. În 17 iulie s-a prezentat o echipă de inspectori formată din 6 persoane. La cererea Ministrului Justiției, Inspecția Judiciară trimite 6 inspectori care trebuie să verifice activitatea de management sau ce la DNA. Au verificat activitatea managerială la DNA. Practic au verificat tot. Au verificat și persoanele cu funcții de conducere și au verificat și modul în care procurorii au instrumentat dosare. Foarte multe verificări s-au făcut, practic s-a verificat toată activitatea noastră pe 1 an și jumătate, adică 2016 și prima jumătate a anului 2017. Bun. Ați tipat și la a doua echipă de inspectori? Exclus. Exclus. Acest raport încă nu e finalizat. Sau, noastră, ce știți despre el? Ar trebui să se termină până acum. În data de 6 octombrie, acest raport trebuie discutat în Consiliul Superior al Magistraturii, secția pentru procuror. Aș spune puțin procedura. În momentul în care echipa de control finalizează controlul, trebuie să prezinte celor controlați niște concluzii provizorii. Ulterior, se încheie un raport scris de către membrii echipei de control. Acel raport scris trebuie avizat de conducerea Inspecției Judiciare, după care se trimite la DNA pentru a face eventuale obiecțiuni sau nu cu privire la constatări. Aceste obiecțiuni se trimit la Inspecția Judiciară, Inspecția Judiciară răspunde la obiecțiuni, după care raportul împreună cu obiecțiunile se trimit în secția pentru procurori. Forma finală a raportului de control este forma pe care o adoptă secția de procurori. Potrivit calendarului care ne-a fost comunicat, acest draft de raport trebuie să ajungă în Consiliul Superior al Magistraturii în data de 6 octombrie, după care se va discuta în secția pentru procurori și se va lua o decizie definitivă. Deci nu știți unde suntem în momentul de față pe calendarul ăsta? Oficial, noi nu am primit niciun fel de răspuns, nu am primit raportul până în acest moment, îl așteptăm. Dar știți faptul că echipa de inspectori, mă rog, s-a divizat la un moment dat, a existat și o plângere către CSM făcută de una dintre inspectoare. Știți aceste lucruri? Noi nu am avut niciun fel de discuții cu echipa de control, decât discuțiile instituționale. Ni s-au cerut documente, le-am pus la dispoziție. Ni s-au cerut să vadă dosare, le-am pus la dispoziție. Ni s-au cerut să vadă modul în care am procedat pe supravegheri tehnice, pe interceptări, am pus la dispoziție tot. Absolut toate actele care ne-au fost cerute, noi le-am dat Inspecției Judiciare. Au fost opinii diferite în cadrul membrii echipei de control. atât în ceea ce privește procedura în care se face controlul, atât în ceea ce privește anumite activități efective de control. Aceste opinii diferite au fost trimise într-o formă scrisă secției pentru procurori, întrucât la finalul controlului între membrii echipei a existat o, hai să spunem, diferență de opinie cu privire la finalul controlului, atunci am sesizat și noi Consiliul Superior al Magistraturii pentru a obține un răspuns. Și vă spun de ce. Potrivit legii, în momentul în care controlul este finalizat, echipa de control trebuie să prezinte concluziile preliminare. Dacă în timpul controlului echipa de control găsește anumite disfuncționalități, ele pot fi îndreptate chiar în activitatea de control. Dacă nu, la finalul controlului ți se prezintă aceste concluzii. Am fost 6 ani de zile procuror general al României, am văzut zeci de rapoarte de control de fond, dar niciodată nu am întâlnit un raport de control de fond în care membrii echipei nu și-au prezentat concluziile unității la care s-a făcut controlul. Noi am fost în această situație în care echipa de control, 3 dintre inspectori au rămas la ședința finală și ne-au prezentat concluziile, 3 dintre inspectori au plecat și ne-au trimis pe fax, mă rog, niște concluzii, nici nu aș putea să le pun concluzii, cel puțin din punctul nostru de vedere, a fost mai mult o relatare a modului în care s-a făcut controlul, cu mențiunea că toate concluziile vor fi consemnate în raport. Noi, în acel moment, am sesizat secția de procuror și am spus că, din punct de vedere al procedurii, această etapă finală nu s-a îndeplinit. E important asta? E foarte important, pentru că ține de valabilitatea raportului de control care a fost făcut. Noi nu vrem un raport viciat. Noi vrem un raport de control în care să se consemneze ceea ce inspectorii au găsit. Ori în acel moment am fost în acea situație pe care noi așa am apreciat-o ca fiind o excepție care trebuia soluționată. Vedeți, așa este și în dosarul penal. Când inculpații vin în cursul judecății și invocă anumite excepții, înainte de a judeca cazul, judecătorii se pronunță pe acele excepții. Eram și noi în această etapă. Noi am sesizat secția de procuror și am spus că, din punctul nostru de vedere, această etapă finală nu s-a realizat și să ne răspundă dacă să considerăm în această situație controlul a fost finalizat sau nu. Ne dorim să apară acest raport, ne dorim să fie un raport care să nu poate fi atacat pe vicii de procedură, ci să stăm de vorbă pe fond, pe constatările care s-au făcut. Deci nu este niciun conflict între DNA și inspecție. Este o diferență de opinie între membrii aceleiași echipei de control. Ok, asta am înțeles-o. De asemenea, așa cum ați prezentat lucrurile dumneavoastră mai devreme, eu am înțeles că faceți o corelație între faptul că inspectorul care a fost pe ordonanța 13 în control la DNA a fost înregistrat de către șeful său, după care a fost trimis din nou un control la DNA pe fond, fără să se dispună nicio măsură, sau cel puțin așa știm. Fără ca înregistrarea să apară în spațiu public până după momentul în care, spuneți-mi, doamna Focică, în care tabără a fost? Păi sunt 3 inspectori care au un punct de vedere, 3 inspectori care au alt punct de vedere. Nu mi-ați răspuns la întrebare. Nici eu nu vreau să personalizez răspunsul pentru că nu am nimic personal cu niciunul din inspectori. Dar dumneavoastră sugerați, iertați-mă, că știți, am așa ascultători inteligenți, eu așa cred. Dar să sugerați că, de fapt, înregistrarea respectivă a fost folosită pentru ca inspectoarea care a fost după aia trimisă din nou la DNA să obțină altfel de rezultate. Eu nu sugerez nimic. Am analizat un fapt. Dacă unul dintre inspectori s-a plâns inspectorului șef de presiuni, a doua zi trebuia să fiu investigată pentru acele presupuse presiuni. Dar într-o perioadă de 3 luni de zile nu s-a întâmplat nimic. Dimpotrivă, acel inspector a fost trimis să facă un control în DNA. Dar pot să vă spun foarte clar niște lucruri. Așa. Niciodată nu am convocat un inspector în biroul meu. Niciodată nu am avut relații personale cu inspectorii Inspecției Judiciare. Toate întâlnirile cu inspectorii au avut loc în cadrul instituțional, atunci când au făcut controale sau verificări. De fiecare dată, inspectorii sunt cei care sună când vin în DNA și spun că au de verificat lucruri, că au de verificat documente, că doresc să-mi solicite puncte de vedere. Câteodată aceste puncte de vedere mi se solicită în scris sau verbal. Niciodată nu am făcut presiuni asupra vreunui inspector. Și dacă acest lucru s-ar fi întâmplat, atât inspectorul respectiv cât și șefii săi ar fi trebuit să dispună o verificare cu privire la această situație. Și ce este cel mai important de spus este că atunci când se face o plângere împotriva ta și ești cercetat de Inspecția Judiciară, ai dreptul și ei au obligația să te întrebe punctul de vedere. Dacă îmi spun punctul de vedere și apreciez că sunt nevinovată sau colegii mei sunt nevinovați și spun inspectorului, aceasta a fost opinia noastră, am respectat legea, vă rugăm să fim corecți, aceasta nu este presiune, ci este exercitarea unui drept. Pentru noi, că ne zicem punctul de vedere, și pentru inspectorul judiciar, că îți solicită un punct de vedere. Este o procedură obligatorie prevăzută în lege să-ți exprimi punctul de vedere. Bine, dar în aceste condiții, după tot ce mi-ați explicat acum, mai puteți să susțineți că nu e un conflict, hai, nu între DNA și inspecție, dar poate între dumneavoastră sau conducerea DNA-ului și conducerea inspecției judiciare? Păi nu am avut niciodată discuții contradictorii cu inspecția judiciară, spre exemplu. Am avut câteva întâlniri în cadrul instituțional, la bilanțuri sau la ședințe unde am participat. Dar sugerați că au folosit o înregistrare pentru a obține niște rezultate. Eu asta înțeleg din modul în care... Eu nu sugerez nimic. Eu am descris o stare de fapt. Ok. Care, cel puțin din punctul meu de vedere, ridică niște întrebări. Această stare de fapt este în prezent verificată chiar de Inspecția Judiciară. Și foarte bine că se fac aceste verificări. Adică ați făcut plângere împotriva lor? Eu am făcut în prima seară când a apărut acea discuție, am ascultat și o să văd despre ce este vorba, cu toate că nu se pronunța Covesi a făcut, Covesi a adres, toate titlurile din presă erau Covesi a făcut presiuni sau înregistrare cu Covesi, deci faptul că mi-a apărut numele într-un titlu nu înseamnă că despre mine era vorba în discuție, dar a doua zi dimineață eu am sesizat Consiliul Superior al Magistraturii și am sesizat și Procurorul General cu privire la această situație. Ulterior și în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii s-a dispus sesizarea Inspecției Judiciare. Deci eu am făcut acest demers tocmai pentru a se lămuri problema. Dar revenind la acel așa zis conflict, încă de la dispunerea acestui control, și aș vrea să fac o delimitare clară în înregistrarea aceea care presupunem sau nu știm dacă este reală sau nu, presupus a fi reală, se discută despre verificarea pe dosarul cu ordonanța 13. Nu se discută despre controlul de fond la DNA. Ori aici s-a creat o confuzie. Însă dacă discutăm de conducerea Inspecției Judiciare, la momentul la care s-a dispus controlul de fond și s-a început acest control, în spațiul public s-a încercat acreditarea ideii că DNA nu poate fi controlat pentru că inspectorii judiciari au dosare penale și îi șantajăm. Am ieșit în mod public și am spus că nu există niciun dosar al inspectorilor judiciari, tocmai pentru a dezminte aceste afirmații false. De fapt, era și acolo o confuzie cu privire la un dosar în care un judecător în luna februarie a făcut o sesizare la DNA în care a dorit să facem cercetări cu privire la o presupusă infracțiune de abuz în serviciu împotriva inspectorului șef al Inspecției Judiciare, care face parte din loja masonică și nu a declarat acest lucru în declarația de interese. Doamna Camelia Bogdan, cumva? Da, este sesizare făcută de dumneaei. Nu a fost niciodată începută urmărirea penală in persona, s-au făcut verificări doar cu privire la faptă. În urma verificărilor, noi am constatat că, într-adevăr, inspectorul șef a făcut parte din masonerie. Într-una din declarațiile de interese nu a trecut acest lucru, deși era obligat. Am dispus clasarea cauzei pe motiv că a intervenit prescripția în acel dosar și am sesizat Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la această situație. Stați un pic, haide, dați un pic filmul înapoi. Deci, inspectorul șef a făcut parte din masonerie? Din investigațiile noastre a rezultat că da. Nu este, trebuia să declare în declarația de interese potrivit legii acest lucru. Într-un an nu a făcut acest lucru, nu a făcut această declarație care era obligatorie, nu a consemnat faptul că face parte dintr-o organizație, așa cum cere legea. Fapta s-a prescris între timp, dar noi am comunicat unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii pentru că plângerea e viza și pe acei membri și atunci când dispui clasare, automat dispui și persoanei față de care s-a făcut sesizarea și am trimis această soluție și conducerii Inspecției Judiciare, pentru că totuși este o situație inedită. Șeful Inspecției Judiciare nu a trecut într-o declarație de interese faptul că a făcut parte din masonerie. Haideți să Ok, și domnul cum a reacționat în momentul în care ați vorbit despre asta? Nu am avut niciun fel de discuție. Noi am comunicat în scris, i-am comunicat și dumnealui soluția, am comunicat și celor care au fost vizați de această plângere. Nu trebuie să avem o discuție și n-am avut o discuție pe acest subiect niciodată. Dar haideți să lămurim aceste lucruri. Masonerie, magistrați, pe bune, la un moment dat au existat într-adevăr. Chiar știu că lucram la televiziune atunci, am dat la televizor și am și scris despre faptul că a existat o decizie a CSM-ului. Magistrații pot face sau nu pot face parte din masonerie? Există o decizie a CSM, dacă nu mă înșel, din 2012 sau 2013, nu rețin exact, care spune că poți să faci parte, dar ești obligat în declarația de interese să scrii organizațiile din care faci parte, dintr-o asociație de procurori, dintr-o asociație de judecători, dintr-o asociație, nu știu, de... Stați un pic, așa, masonerie e un pic altceva decât o organizație de procurori sau de judecători. Ești obligat să scrii în declarația de interese că faci parte din acea organizație. Okay. Deși hotărârea CSM-ului spune că poți să faci parte din acea organizație, ești obligat să înscrii acest lucru în declarația de interese. Deci dumneavoastră a sesizat CSM-ul că inspectorul șef, cum îl cheamă, iertați-mă că nu sunt din această lume. Netejoru, domnul inspector șef, okay. Netejoru. Domnul Netejoru a făcut parte din masonerie și nu a declarat la un moment dat acest lucru. Da. Și spuneți că nu există un conflict între... Păi nu există un conflict. Noi am primit o plângere penală. Potrivit legii, trebuie să investigăm, să dăm o soluție. Această plângere am primit-o undeva la sfârșitul lunii februarie. Noi am făcut verificările necesare cu privire la declarațiile de interese care au fost depuse de domnul judecător de-a lungul timpului. Am verificat la loja masonică dacă a făcut sau nu a făcut parte și în momentul în care am avut răspunsurile toate și ne-am lămurit cu privire asupra situației de fapt, noi am dat soluție de clasare. Ce conflict este? Când ai soluția legală, ce conflict este? Și o comunici acolo unde legea spune că trebuie să o comunici. Codul de procedură penală prevede unde trebuie să comunici soluțiile. Doamna Covesi, și uitați, nu suntem, adică suntem trecuți de 40 de ani amândoi, nu suntem născuți ieri, totuși vorbim... În lojile masonice sunt o grămadă de politicieni din România. Unii își fac un titlu de glorie din asta, alții țin secret. Nu știu în ce măsură, asta e o dezbatere care poate ar trebui să o avem și în societate și în CSM, dacă judecătorii sau procurorii pot face parte din... Dar înțeleg că domnul Netejoru nu mai face parte din... Nu mai face parte. Este o chestiune pe care CSM-ul a tranșat-o prin acea hotărâre, dar nu este problema că faci parte sau nu, problema este că trebuie să-ți declari apartenența la orice organizație. Și asta înseamnă că un magistrat poate interfera... Aceasta este atribuția CSM-ului. Cred că CSM-ul este cel care decide dacă în anumite organizații poți intra sau nu. Tot timpul vedem hotărârea ale CSM-ului. Dacă poți să faci parte din, nu știu, comitetul de conducere al unui liceu sau din comitetul de conducere la un club sportiv chestiuni de genul. Este treaba CSM-ului să stabilească. Dar nu e vorba despre asta. Dumneavoastră poate n-ați auzit jurnalul de știri pe care l-am auzit doar eu în căști înainte să intrăm. Dumneavoastră ați dat o lovitură de stat în ultimul weekend. Sunt niște domni care se întâlnesc și în cluburile alea masonice, se întâlnesc și prin ședințe de partid și care susțin că vineri cu dosarul Belina ați dat o lovitură de stat. Șefii celor două camere ale Parlamentului aseară vă acuză că urmăriți o lovitură de stat. Și deci dumneavoastră va trebui sub o formă sau alta să vă pregătiți e o presiune foarte mare pe Ministrul Justiției în momentul de față să propună demiterea Procurorului General, demiterea Procurorului Șef, despre asta este vorba. Da, bun. Noi ne-am îndeplinit atribuțiile prevăzute în lege. Ce trebuie să facă DNA-ul? Să investigheze corupția la nivel înalt. Okay. Ne-am investigat o faptă de corupție, am formulat niște acuzații, este o etapă intermediară, verificăm aceste acuzații, noi suntem un filtru care verificăm înainte de a ajunge la instanță dacă sunt probe sau nu sunt probe, dacă sunt probe trimitem dosarele la instanță, dacă nu sunt probe clasăm dosarele, pentru asta suntem plătiți, asta fac procurorii, fac investigații. Deci noi ne-am făcut treaba, am făcut investigații pentru o faptă de corupție, o presupusă faptă de corupție, față de care o să strângem probe, suntem într-o etapă intermediară. Persoanele care se suspecte în dosar au dreptul să-și propună probe, obligația noastră este să le verificăm. Este o noutate de în ultimii 4 ani tot timpul de ne-a investigat miniștri, foști miniștri, senatori, deputați, persoane care potrivit legii sunt investigate de DNA. Ce este diferit acum față de anii anteriori, când am făcut același lucru? Ce este diferit? Nu este nimic diferit pentru noi ca procurori. am respectat dispozițiile legale. Competența este legală, nu ne alegem noi dosarele. Legea spune pe cine putem și pe cine nu putem intercepta sau pe cine putem verifica, pe cine nu putem verifica. Despre asta, despre cum vă alegeți dumneavoastră dosarele. Tocmai asta spun, că nu ni le alegem. E o întrebare asta. Deci actele au fost din 2013. În 2014... Pot să vă contrazic? Pot să vă contrazic. Vorbim de dosarul Belina acum, da? S-a creat din nou, de la o declarație a unei persoane publice, cred că s-a creat o confuzie. Da, poate și noi ca DNA în comunicatul de presă ar fi trebuit să lămurim acest lucru sau poate pe viitor că ar fi bine să lămurim aceste lucruri. Dosarul nu este din 2014. Acest dosar a fost deschis în luna mai 2017. Suntem în septembrie. Deci, în decurs de 4-5 luni de zile, noi am făcut primele acte și primele verificări. E o întrebare. De ce a fost deschis în mai 2017? A apărut pe Hot News, de fapt. Da. Dar a mai apărut în presă în 2014, 2015. Da. E adevărat, nu atât de multe detalii. Noi ne putem sesiza din presă în momentul în care avem indicii clare că s-a comis o faptă penală. Simplu fapt că scrie în presă că s-a dat o hotărâre de guvern nu înseamnă automat că acolo s-a comis o faptă penală. Da? Vorbim de niște hotărâri de guvern foarte tehnice. Au schimbat clasificarea pentru un imobil sau pentru un teren sau pentru o clădire dintr-o categorie în altă categorie. Când citești o astfel de hotărâre de guvern, nefiind specialiști, nu automat ajungi la concluzia că este o faptă penală acolo prin simplu fapt că s-a schimbat o clasificare sau nu, dacă vorbim de acele hotărâri de guvern. Mai mult decât atât, noi nu urmărim hotărârile de guvern. Noi nu stăm în fiecare zi să vedem ce hotărâri și ce decizii ia guvernul ca să stabilim că este faptă penală sau nu. Nu e treaba noastră. În momentul în care au apărut primele informații că s-au comis fapte de competența DNA în legătură cu adoptarea unei hotărâri de guvern, atunci ne-am sesizat din oficiu. Și acest lucru a apărut în luna mai 2017. De nici vorbă să știm din 2014 să fie un dosar care a stat din 2014 până acum. Și acest lucru se poate verifica foarte ușor. Ok, bun. Acum, sigur că există un moment politic destul de important. Întrebare pentru dumneavoastră. Există o legătură între raportul pe care urmează să-l prezinte Inspecția Judiciară și tot tărăboiul ăsta politic, mă rog, care nu știm cu ce se va termina, adică în momentul de față nu s-a luat o decizie privind Ministrul Justiției, ce ar urma să facă Ministrul Justiției, dar Ministrul Justiției deja a propus niște legi de modificarea modului în care se numesc inclusiv procurorii șefi, de către cine numește inspecția. Există o corelație între astea? Din punctul meu de vedere, nu pot comenta acest lucru. Este un control care s-a făcut, el s-a finalizat. Să nu uităm că acel raport nu-l scrie nimeni. Acel raport este scris de cei 6 membri care au controlat DNA-ul. Nici conducerea Inspecției Judiciare nu are voie să scrie în acel raport. Deci nu are nicio legătură ce fac șefii Inspecției Judiciare, ce face CSM-ul, ce proiecte propune ministrul cu acest control, care trebuie să se bazeze pe acte și documente ridicate în timpul controlului. Deci nu văd care ar fi legătura. Sigur, sunt niște concluzii, așteptăm și noi să le vedem. Noi ni s-au prezentat niște concluzii preliminare, nu avem niciun motiv să ne îngrijorăm față de ceea ce ne-a fost prezentat și era obligatoriu, potrivit legii și a procedurii, să ne fie prezentate aceste concluzii. Deci ce se întâmplă în spațiul public nu are nicio legătură cu ce face DNA-ul. Noi ne facem treaba, ne facem investigațiile. Faptul că în anumite momente se întâmplă anumite lucruri în spațiu public nu are nicio legătură cu ce facem noi. Păi dacă am gândit așa, haideți să luăm, spre exemplu, de un an jumătate sunt atacuri asupra DNA, în fiecare zi. În special asupra dumneavoastră. Da? Păi atunci noi n-ar mai trebui să facem niciun dosar, că săptămâna asta am fost atacați pe o chestie, săptămâna viitoare pe o altă chestie, noi ar trebui să stăm să nu facem nimic. Că poate e o coincidență între dosarul nu știu care și nu știu ce se întâmplă. Haideți că nu putem să trăim într-o teorie a conspirației. Ce se întâmplă într-un dosar penal poate fi verificat. Și nu întotdeauna depinde de noi momentul în care pot să formulez o învinuire sau momentul în care pot să finalizez un dosar. Și vă dau un exemplu. Audiez niște martori. Martorii pot să-ți vină cu o corespondență, pe mail, pe telefon. să-ți dea indicii noi. Martorii pot să-ți vină cu extrase de cont bancar, să trebuiască să verifici lucruri. Poate sunt chestiuni tehnice care trebuie lămurită printr-o expertiză. Tu pui termen la expert să termine în 3 luni și el termină în 4 luni. Sunt lucruri pe care noi nu întotdeauna le putem controla, deci nu întotdeauna soarta unui dosar depinde exclusiv de cum lucrează procurorii. Pe lângă acest lucru, trebuie să avem în vedere și repet ce am spus și anul trecut când a apărut decizia Curții Constituționale cu privire la interceptări. Așa, că ritmul de soluționare al dosarelor va fi influențat și că nu o să mai putem să menținem același ritm din lipsa resurselor. Vă dau un exemplu concret. Pentru că nu mai lucrați cu SRI, asta spuneți. Nu numai din acel motiv, ci pentru faptul că a trebuit să realocăm anumite resurse, polițiștii să-i mutăm la serviciile tehnic pentru a putea să gestionăm aceste situații. Dar volumul de activitate în DNA crește în fiecare an. Avem peste 10.000 de dosare de gestionat cu aproximativ 120 de procurori. Fiecare procuror are cam 70-80 de dosare în lucru. Nu poți să lucrezi în 80 de dosare odată. Nu ai cum fizic să faci acest lucru. Fiecare procuror are 1 sau 2 polițiști care îl ajută în activitate. Acum ne confruntăm cu o altă situație. O parte dintre polițiștii care au lucrat în DNA timp de 6 ani le expiră acel termen de detașare. Am cerut Ministerului de Interne să ne detașeze un număr de 5 polițiști. Așa. De obicei, aceste cereri se semnau după o săptămână, după 2 săptămâni. Avem cereri din iunie, avem cereri din august la care n-am primit răspuns. De la Ministerul de Interne. De la Ministerul de Interne. Este atribuția Ministrului de Interne. Sigur, am avut o discuție instituțională cu doamna ministru, care mi-a explicat că o situație mai deosebită, că au fost foarte multe pensionări și că resursele în minister sunt altele și că trebuie să-și prioritizeze activitatea în funcție de resursele ministerului. Sigur, replica mea a fost că e decizia dumneavoastră, dar nu cred că 5 oameni care ar trebui să lucreze în DNA influențează într-un mod categoric activitatea Ministerului de Interne, care are 10.000 de angajați. Da? Uitați, între acești 5 polițiști există 2 polițiști care lucrează cu un procuror. Acel procuror de 2 luni de zile nu are niciun polițist. Deci, vedeți, sunt foarte mulți factori care ne influențează activitatea, dar lipsa resurselor este unul dintre cei prioritari. Avem peste 5 reveniri la Ministerul Justiției, încă de anul trecut după ce a apărut decizia Curții Constituționale în care am spus că trebuie suplimentate resursele umane, că avem nevoie de oameni. Am primit 40 de posturi anul trecut, de anul trecut până în acest an, în luna august, am făcut peste 4 sau 5 reveniri la Ministerul Justiției pentru a fi sprijiniți. Deci, vedeți, așa este ușor să formulezi acuzații. Îmi spuneți că executivul nu vă taie resursele. N-am primit niciun răspuns la solicitarea noastră și acum avem această problemă cu polițiștii cărora le expiră mandatul și avem 5 polițiști care trebuie să vină în DNA și nu putem pentru că nu se semnează detașarea. Nu știu cât de grav este un număr de 5 polițiști pentru Ministerul de Interne. Am rugat-o pe doamna ministru și dumneavoastră mi-a promis că va reevalua situația. Sunt convinsă că se va găsi o soluție. Ok. Spuneți-mi, cât de mult a contat, știți, o dezbatere în spațiu public, dacă nu puteți să răspundeți la asta, mă rog, e decizia noastră, cât de mult a contat prezența lui Victor Ponta, care vorbește, apropo, Victor Ponta vorbește în spațiu public, el spune ce a făcut la DNA. După ce a plecat de la DNA, a povestit tot la televizor, sau, mă rog, a lăsat această impresie. Cât de mult a contat în acest caz Belina audierea lui Victor Ponta? Dar a lui Grindeanu, apropo, să știți că domnul Dragnea va da poze de acolo cu domnul Grindeanu în februarie, la pescuit. Păi, acest lucru îl evaluează procurorul de caz. Cât din declarația unui martor este utilă sau este concludentă pentru că în Parlament, doamne, iertați-mă, aș cerut aviz pentru Rovana. Înainte de a vorbi despre dosarul din Parlament, aș vrea să spun că domnul Ponta în acea zi n-a fost audiat doar într-un singur dosar. Au fost 2 audieri în 2 dosare diferite. Ca să lămurim și această percepție, nu pot să spun în ce dosare a fost audiat. Okay. A fost audiat în 2 dosare și probabil această percepție că e un dosar mai vechi poate pleca și din lipsa noastră de explicații în comunicatul de presă, că nu am precizat exact când am deschis dosarul, dar probabil pe viitor vom face acest lucru. Acum avem un dosar care merge în Parlament și care, din păcate, o parte din dosar va fi făcută publică, pentru că aceasta este procedura. Nu e procedura asta. Din ce știu eu, nu e procedura ca din Parlament să plece tot ce e în dosarul respectiv. Dumneavoastră decideți ce trimiteți la Parlament. Da, dar Vă reamintesc că au fost discuții în spațiu public anterior anului 2010, dacă nu mă înșel, în care Parlamentul a spus că nu se pronunța pe o astfel de cerere, doar pe referatul procurorului și că la referatul procurorului trebuie depuse anumite documente din care să rezulte ceea ce scrie în referat. Noi acest lucru facem. Acum, este problema Parlamentului cât de confidențial ține acest dosar sau nu, pentru că noi, ca procurori, suntem într-o etapă în care dosarul nu este public, cel puțin față de o persoană față de care nu avem acea cerere de urmărire penală, dosarul nu este public. Și atunci, singur că e posibil ca printre documentele transmise să fie și documente care, dacă sunt făcute publice, ne pot influența sau nu ancheta. Și nu este primul dosar. Am văzut de foarte multe ori dosare trimise la Parlament în care ele, odată ajunse acolo, anumite informații dețin publice. Deci este o procedură obligatorie. Îi puneți pe cei din Comisia Juridică, de fapt, da? Să judece, să analizeze niște probe. Este atributul pe care l-au prin lege. Pentru că ne întoarcem din nou la discuția cu imunitățile și am spus-o în repetate rânduri că este singura situație în care printr-un vot politic se blochează cursul justiției. Deci avem parlamentarii care analizează documentele și care dau sau nu dau un aviz. Bun. Atunci, următoarea întrebare. De ce nu vă duceți la comisiile de anchetă parlamentare? Noastră nu vă duceți la comisiile de anchetă, din ce am văzut. Nu am fost, pentru că există o legislație, există decizii ale Curții Constituționale în acest sens, există o incompatibilitate între activitatea de magistrat și comisia de anchetă. Incompatibilitate, vă rog. În ce constă? Haideți să luăm o comisie de anchetă. O comisie de anchetă nu face rechizitori. O comisie de anchetă nu dă hotărâri judecătorești. O comisie de anchetă nu poate să facă o justiție paralelă. Instanțele excepționale sunt exceptate prin însăși Constituție. Deci, comisiile de anchetă nu pot să facă urmărire penală, nu pot să facă judecată, să dea decizii. De aceea există această incompatibilitate. Dar ele stabilesc o răspundere politică, nu o răspundere penală sau de altă natură. Dacă un magistrat încalcă legea și trebuie cercetat, există Inspecția Judiciară, există alți procurori din sistem care pot cerceta o presupusă faptă penală. Acesta este motivul pentru care există această incompatibilitate și pentru care eu nu m-am prezentat la Parlament. Mai avem câteva minuțele, destul de puține minuțele, și aș vrea să vorbim puțin despre cum vedeți dumneavoastră perspectiva. Bine, sincer să vă spun, n-aș vrea să fiu în locul dumneavoastră, bine că nici nu sunt. Încerc să vă spun că nu știu dacă aveți o perspectivă, nu știu cum vă simțiți dumneavoastră. Se termină viața mâine sau care e problema? Nu, doamnă, discutăm în România despre demiterea procurorului șef și a procurorului șef DNA. Ok, și? Okay? Bun, să știți acest lucru. Care e problema? Nu, sunt știri de astăzi. Am vrut doar să vi le aduc la cunoștință. Dar pe de altă parte, noi de aproape un an de zile, poate chiar mai mult, trăim, cum spuneam și în promo, într-o tensiune permanentă în țara noastră. E o tensiune care nu știm unde va duce. Dimineața la deșteptare am vorbit cu ascultătorii Europa FM. Și i-am întrebat exact asta. Cum credeți că ieșim de aici? Care e ieșirea din această situație? Mă înțelegeți ce vă întreb? Da, și noi simțim de un an jumate că este un asalt pe justiție și el se manifestă în diverse forme. Avem atacuri prin presă, mai nou ne confruntăm cu un eveniment nou. Se trimit mail-uri false care conțin numele nostru, al celor din DNA, către diverse persoane. N-am înțeles? Se trimit mail-uri false. Am primit o sesizare de la o persoană care a spus că a primit un mail de la un mail care conținea numele meu. Mă rog, am și trimis-o la parchetul general să facă plângeri. Se fac sesizări false la Inspecția Judiciară. Cineva a semnat în numele unui procuror o sesizare și a spus că procurorul șef al DNA a făcut presiune asupra lui într-un dosar. Când Inspecția Judiciară a verificat, a ajuns la concluzia că acea semnătură era falsă și că acel procuror din DNA niciodată n-a făcut o sesizare. Deci noi cu asta ne confruntăm, cu sesizări false la inspecție, cu mail-uri false care sunt trimise unor persoane, creându-se aparența că sunt de la procurorul șef de DNA sau de la procuror din DNA, ne confruntăm cu aceste propuneri de modificări legislative, cu atacurile, cu tot felul de situații în care ni se spune că DNA-ul va fi reorganizat, că se vor tăia competențele, că se modifică legislația. Da, este un asalt asupra nostru. Păi da, dar sunteți procurori. Adică... Suntem procurori și ne facem treaba și ne continuăm treaba și lumea nu se termină nici cu ziua de astăzi, nici cu ziua de mâine. Suntem procurori, sunt în procuratură de 22 de ani. Săptămâna trecută am plinit 22 de ani de când lucrez în procuratură. Mai am o carieră în față, nu contează ce funcții de conducere ai. Câtă vreme sunt aici, o să-mi fac treaba. La fel și colegii mei. Nu ne lăsăm intimidați, nu ne lăsăm hărțuiți și ne facem treaba. Nu facem nimic în plus sau minus față de ce făceam în anii anterior. Dar, sigur, tensiune există pentru că este și acest asalt asupra noastră, dar noi nu cedăm. Când se va termina, era întrebarea. Niciodată. Mai avem un minut. Câtă vreme o să avem corupție în România, niciodată acest lucru nu se va termina. Da. Bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Am sentimentul că ea nu se termină aici sau că am lăsat-o eu cumva neterminată. Aș remarca, mă rog, că, de exemplu, n-ați pronunțat cuvântul SRI deloc. Păi, întrebați-mă și vă răspund. Câte sesizări v-a trimis SRI? V-ați plâns de faptul că de un an de zile nu mai aveți resurse, da? Exact de când, un an și jumătate, de când, de la decizia CCR. Nu mai aveți sesizări de la ei? Sunt sesizări, dar mult mai puține față de cum erau în anii anteriori. De ce? Asta cred că trebuie să răspundă ei, nu eu. Păi da, da, în momentul în care n-avea sesizări de la Serviciul de Informații Externe, v-a strâmbalat domnul Mihai Răzvan Guran. Nu vin același număr cum au venit în anii anteriori, la fel nu primim sesizări nici de la Serviciul de Informații al Ministerului de Interne, am avut discuții instituționale în acest sens, sigur, dacă vreți o cifră exactă pot să verific, să vă dau după interviu, că nu am statistică în față. Bine, hai să terminăm într-o notă optimistă, vreți? Da, tot timpul eu sunt optimistă. Bine, doamna Kovesi, și vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Mă bucur că am ajuns și eu pe la DNA și mă bucur că o să pot să plec de aici. Da. Ciprian Dinu, înapoi la voi, în studio. Avocatul diavolului.